Te-ai îmbătat până noi mai știu de tine? Cred că da! Odată da! Ai vrea să ne căsătorim? Ai rezista un an fără mine? Da! Da? Da! 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 Ai vrea să ne despărțim? De când ești cu mine, te-ai salutat cu Ana. Hei, salutare, gașcă, eu sunt Mimi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este Baby! Cantule bun! Cel mai nebun. Ever. Și în acest vlog o să facem un challenge super, super amuzant, deci așteptăm de foarte mult timp să facem challenge-ul ăsta. De mega, mega mult. Și noi suntem siguri că voi o să râdeți în timp ce vă uitați la acest challenge, deci vă sfătuim să vă uitați până la final. O să facem mai exact un trend de pe TikTok, un challenge foarte, foarte cunoscut, mai ales de cei care frecventează TikTok-ul în fiecare zi și sunt sigură că mulți dintre voi practicați acest sport. Iar challenge-ul constă în... În adresarea unor întrebări, în timp ce cealaltă persoană are pe cap niște super mega căști pe care le are chiar iubita. Da. Niște căști care o să aibă muzica dată în blană și nu o să poată să audă cam nimic. Deci cam așa stă treaba. Iar noi o să ne adresăm întrebări, însă răspunsul o să-l dăm fără să cunoaștem întrebările, ci o să răspundem cum ne taie pe noi capul. Cum ne taie pe noi capul. La noroc. Foarte amuzant, foarte, foarte amuzant. Mamă. Așa că vor fi întrebări super amuzante, ba chiar poate și un pic jenante. Deci răspunsurile, dragi copii care urmăriți acest vlog, să nu le luați în serios. Vlogul ăsta este clar un pamflet. Și o să fie foarte amuzant. Nu luați în serios răspunsurile la întrebări, pentru că nu sunt poate unele dintre ele adevărate, deoarece exact, noi nu o să auzim. Anticipez de la început că o să vă placă clipul ăsta blană, așa că vă spun să rupeți butonașul de like, pentru că cu cât să strâng mai multe like-uri și vedem că vă place ideea asta de clip, o să facem și partea a doua, nu iubirea mea? Exact, sau poate challenge-uri mult mai amuzante. Sau poate challenge-uri. Deci, apăsați chiar acum pe butonașul ăla. Urmează răzbunarea, stați liniștit. Sau poate prank-uri. Ai noroc că Hani este bine. Este bine datorită mie, că sunt un părinte grijuliu și am grijă de el. Și în comentarii așteptăm cu mare drag ideile. Au, mamă, ce muș, doamne, n-aveți idee ce dinți ascuțiți are. Vezi că-i leu să moară șarpinii mei. Deci în comentarii așteptăm ideile voastre de challenge-uri. Ce ați vrea voi să mai vedeți pe canalul meu de YouTube sau poate chiar pe canalul lui Baby. Sau poate prank-uri. Pe canalul meu în exclusivitate. Prank-uri, prank-uri, urmează partea a doua. Eu zic să nu mai lungim cu vorba să și nu mai lungim, că nu mai pot, play. Nu mai pot. De când a început ziua asta, mă tot țică, filmăm, 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 filmăm. Hai să-i dăm bătaie. Încep eu, îmi pun eu căștile, da, și tu mi adresezi întrebările? Da, primul, eu încep primul pentru că eu sunt invitat, nu așa e. Bine, hai. Bine. Auzi? Auzi? Bambam tău. Iubire? Iubire? Îți citesc pe buze, dar de auzit nu aud. Se aude muzica în afară? Aude, da, se aude? Foarte... Ca să nu-mi iau copyright. Foarte nițel, foarte nițel. O dau mai încet? Foarte puțin. Scuze-mă. Foarte puțin. O dau mai încet? O dau mai încet? Si! Alo, auzi? Stai că mă prind. Cred că, wow. cred că o să fie iubire. Și la 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 la. Da, 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 da. Nu, nu, poate cine știe, n-are cine. Foarte bune căștile astea. Imediat cum mi le pun oricum pe urechi sau de mega în fund, acum dau drumul și la muzică. Zic, s-a terminat șmecherie. Eu zic să dăm start. Da, Avlo, no, bag one, two, spart toți banii. Să nu mă audă că poate face șmecherie. Ai vrut, stai, nu. Te-ai scobit în nas de față cu mine? Asta a fost întrebarea? Mai pune-mi eu o dată. Te-ai scobit în nas de față cu mine? Da. De fapt, cred că nu. Știi ce? Da. Dar singură. Dar singură. De ce ai întrebări doar cu două cuvinte? E aceeași întrebare, dar modificat un pic. Singură. Nu. Nu. No. Singură nu s-a scobit în nasa cu alte persoane, dar pe aici. Ca să fie nebunie. Sunt adică... amuzantă? Da. Ești foarte amuzantă. Te-ai îmbătat până noi mai știu de tine? Cred că da. Odată da. Sigur. Sigur?
ce te-ai învățat? Odată, cred că odată. Și a fost cu vomitat, cu urât așa? Te-ai vomitat? Da, te-ai da. Vomitat? E amuzant? N-are cum să nu-mi placă, știi exact. Ai vrut vreodată să ne despărțim? No! Aaaa, m-ai auzit! No! Ai vrut vreodată să ne despărțim? No! Sincer? Nu! No. Nu mă să cred așa ceva! Nu mă să cred! O să vorbesc mai încet, că poate, eu sunt sigur că ea mă aude și nu vreau să zic, o să vorbesc cât de încet pot și o să mă dau că trebuie când spun la întrebare. Îți place mai mult mașina mea decât mașina ta? Nu! De fapt, da! Cred că... poate! Bebeașu! Da? Da! Vedeți, v-am spus, v-am forța! Bine, nu știți încă ce mașină are iubita, bine, câțiva cred că știți. Da, să zic, îi place mai mult mașina mea. Știu, iubirea mea, știu, mulțumesc. Da, 2-10, 2-9, e bine, bine, lasă așa. Da. Ușor, doar eu și chiptara pe spate. Ia uiți, suntem mate romani, iali, 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 hai, bagă-mi. Hai. Trei și trag de mic și fac bani. Ai furat vreodată ceva? Ai furat vreodată? Cred că da. A furat, ce mi-ai furat? Inima. De fapt nu. Mi-ai furat mie inima? Nu. Nu mi-ai furat inima? Cred că da, dar cred că nu. Da, bun răspuns, bun răspuns. Pentru că din seria mașinilor și pentru că autoturisme. Asta e altă întrebare. No. Deci care e răspunsul tău? Da. Deci ai furat, da? Nu. Call the police. Guys, fiți atenți la întrebarea asta pentru că va fi periculoasă rău de tot. Chiar sunt foarte curios ceva, ce va răspunde iubita. Hai să vedem. Ai vrea să ne căsătorim? Ai vrea să ne căsătorim? Poate. Da. A, doar poate. Cred că da. Doar da sau mai mult ca sigur, da. Da? Da. Vrei să ne căsătorim? Da. Da? Trebuia să zic nu. Iubirea mea frumoasă. A fost ceva drăguț la care am zis da? Da. Habar v-am ce am zis. Plângi? Iubirea mea, am o întrebare foarte importantă pentru tine. Nu. A, pasta o pun. Mamă, să vezi ce mă rup pasta. Fără să exagerez. Mi și cum arăți, nu te-aș da în viața mea nici pe Jennifer Lopez. Iubirea, am o întrebare foarte importantă pentru tine. Ai vrea să mergi pe o plajă de nudiști? Și să practici? Nu. Nu, nu. E sigură? Nu. Pierzi? Nu. Tu ce-mi place prea mult challenge-ul ăsta? Ghiciți ce melodie, ascult ce genie. Este muzică populară cu siguranță. Ia uite cum placă umărul. Nu, este muzică religioasă, este muzică religioasă, pun pariu. Ce-mi place challenge-ul ăsta? Sper să vă placă și vouă. Sunt total ignorat, toți știți. Deci nu cumpărați căști iubitelor voastre pentru că ajungeți ignorați. Iubirea mea, te-ai mutat? Da, iubirea mea, te-am cunoscut după voce, după... După voce, mi-ai zis iubirea mea, nu? Mimică, iubirea mea, te-ai mutat singură în Africa pentru $1,000,000? Probabil, da. Ce? Nu, de fapt nu, cred că e ceva de rău, nu. Știi ce? Nu. Nu, las-o mai bine așa. Da? Poate că nu, sau poate că da. Singură. Poate că nu sau poate că da. Deci poate că da. Deci s-ar muta singură în Africa, fără mine, pentru $1,000,000. Mamă, mi-a rupt privirea aia și nu-i de bine. Răspuns final? Trebuie să zic răspunsul? Nu. Bravo. Rămâi aici, Românica. Bravo. Doamne, mi-e frică când o să editez vlogul ăsta la ce am zis. Wow, de la Tiffany, un parfum Coco Chanel. Acum, cea mai importantă întrebare ever din tot acest vlog.
chiar sunt foarte, foarte curios. De la ultimul meu prank încoace, întrebarea mea va fi: nu fac nani-nani. Iubirea mea. Iubirea. Da, iubire. L-ai vinde pe Hani pentru 1 milion de euro? Câteodată da, câteodată nu. Dar cum îl faci? Îl dai în rate? În ce îl dai? Îl ipotechezi? Ticel, cred că nu. Îl ipotechezi? Probabil că nu. Nu. Sau... îl vinzi direct? Știi ce? De la licitație? Acu 2 zile, da. Acu 2 zile l-ai vândut? Deci de-aia nu... ce-am făcut? Că am citit de pe buzi. Ce-am făcut? De-aia nu mai era pe-n casă? Nu mai înțeleg. L-ai vândut pe Hani? L-ai vândut pe Hani? Nu. M-ai auzit? Da. Nu m-au auzit că de ce voi ce privire pierdută are micuța de ea. Când e așa, când nu știi ce se întâmplă și e așa inocentă, e o... nu înțeleg nimic din challenge-ul ăsta. Ce dragă mie de tine când zâmbești. Ultima întrebare. Da. Ultima. Sigur. Ultima. Gata, nu mai e întrebări? Una mai e. Ai rezista un an fără mine? Poate da, poate nu. Păi, așa ai răspuns la toate. Da sau nu? Da. A, da? Da. Da, da. Da. A, de da? Ce nu? De ce nu? De ce nu? Cum adică de ce nu? Da. Gata, da, e rândul tău. Nu mai mă joc, am plecat. De ce am plecat? Doamne, mi-e frică că nu se editez clipul ăsta, cine știe ce porcări am zis. Deci, oameni buni, nu băgați în seamă răspunsurile la întrebări, este strict pentru divertisment. Mami, care a fost ultima întrebare de s-a supărat tantul? Dacă ai rezistat un an fără el. A, nu! Iubire, nu! Nu, răspunsul sincer e nu. Dacă era Caterinca, nu, a fost Caterinca. Deci, v-am zis totul, era Caterinca. Răspunsul la ultima întrebare era garantat nu! Nu! Mm-hmm. Dacă, dacă te-ai rezistat fără mine? Probabil o secundă nu merge. Azi, mă, nu, mai sus. O minut? O zi? Nu merge cu zi. Nu, ne cum ce. O lună? O lună merge. O lună? Vreau să zic o sau două secunde. Aaaa, ce drăguț. Mamă, nu s-au chiar răsut sau de nimic. Sunt bune rău. Chiar nimic nu s-au de. Prima întrebare. Baby. Baby. Deci așa cum ne strigăm, el iubirea mea, eu baby, te înțelegem perfect. Ai dat vina pe cineva vreodată, deși vina era numai și numai a ta? Nu. Nu? Nu? Nu. De mai amuzat să fii tu ăsta care răspunde. Minți? Da. Crezi în dragoste la prima vedere? Mai mă întrebi? Normal că da. Ce drăguț, mă. Ce, de bine? Da. De bine, bă, răzbăvăți. Eu gândesc cu creierul, am ochi aici. Mă, de nu mă aud nici măcar când vorbesc eu. Da, zici că vorbesc ca prostul, așa. Și în urechile mele e numai țancă ora. Ai scuipat vreodată persoane cu care purtai o conversație? Normal! Normal, da! Bun, ce pe bine. Cine nu face asta? Toată lumea face asta, nu? Tu auzi? Nu! Da, auzi! Am auzit când mi-ai zis dacă aud. Tu auzi? Da. Cine nu înțelege pe buze, auzi? De ce ai scuipat vreodată pe cineva? Asta e altă întrebare? Probabil? Da! Din câte mi-am amintesc eu, da. Zi, bă, tu. Dormea și l-am trezit din somn. Că tot e Hani aici. Ai mâncat mâncarea lui Hani? Nu. Nu? Niciodată. Eu cred că da. Nici o singură dată, niciodată. De obicei, niciodată. De obicei tu îi pui mâncarea. Recunoaște că ai luat și tu cu o bobiță. Nu. Nu? Nu, nu, nu! O întrebare mai indecentă. Ai făcut striptease pentru cineva? Da! Normal! Pentru că... cine? Da, da! Da? Nu. Dar am
am făcut o glumă pentru vlog. Nu. Adevărul este fals. Adevărul e fals. Adevărul este că nu e. Pican 2020, nu. Adevărul e fals. Scrieți în comentarii. Pican este 2020, negativ, adevărul este, este negativ. Fals. Negativ, nu. Dat vreo 3 merțane, e vremea mea să-mi iau pe house. Ai făcut vreodată pipi în pat? Da! Păi ce, tu nu? Tu? Tu ai făcut asta? Nu? Tu n-ai făcut niciodată? Doamne! Iubirea mea pe nu știi ce esența vieții! Frate, dar tu auzi că se potrivesc prea bine! Nu, n-au nimic! Te-am întrebat, ai făcut pipi în pat și tu ai zis, da, normal, cum să nu fac asta? Și tu ai făcut asta! Așa i-am zis? Da! Nu știu, uite, uite, pune asta pe vlog, serios! Pune pe vlog! Vă să pun! Sincer, nu au nimic! Bine, te cred pentru că și eu am fost înainte, dacă nu eram eu înainte, nu, probabil sincer, că nu te cred. La jur că nu se aude nimic. Eu am crezut că nu-mi liberi nici un îmbrac, mă, că am zis ca fraierul. Îți place să te îmbraci cu haine de la fete? Răspunde. Nu știu ce să zic, răspunsul meu, da, răspunsul este da. Deci te îmbraci cu haine de la fete? Nu ezit să spun da, nu ezit, da. Ai vrea să ne despărțim? Poți m-a mai întrebat o dată? Ca să te înțeleagă după buze, bă. Ai vrea să ne despărțim vreodată? Nu. Nu? Niciodată în viața mea. Băi, frate, el aude! Aude! Niște popuze. Îmi citește, cred, cred că... Niciodată pentru că te iubesc. Micuța mea, micuța mea, micuța. Ai umblat în telefonul meu vreodată? Nu. Nu, nici nu vreau să aud, următoarea întrebare. Următoarea întrebare. Recunoaște. Normal, glumesc. Deci mi-ai umblat în telefon. Deci m-ai mințit. A, dacă stau să mă gândesc mai bine, nu. Și n-aș face asta niciodată. Mai înșel la vreodată? Mă mai gândesc. Nu sunt sigur încă. Deci m-ai înșelat? Nu. Nu? Răspuns final, nu. Bine, bravo. Ai un 10 din partea mea. Și ultima întrebare. Și ultima întrebare? Mă cunoște prea bine. Mă jur că nu aud, mă jur că nu aud. Îi citesc pe buze. Ai, ia vină încoace. Vino aici. Așa. Penultima ceapă. Nu, pe dumneavoastră nu mă înțeleg. Dar pe buzele iubitei mele știu să citesc, că îi cunosc. Acum e acum. Întrebarea asta o să-mi spună tot adevărul. Ok, când ești cu mine, te-ai salutat cu o altă fată? N-am înțeles întrebarea. Nu mi-este clar, poți să reformulezi, te rog? De când ești împreună cu mine, te-ai sărutat cu altă fată? Nu știu ce să zic. Îmi trebuie un timp de gândire. Să mă gândesc la răspuns. E ultima întrebare? Deci, întrebarea care e? De când ești împreună cu mine? Să o prime la tine. Ți s-a oprit melodia și nu spui? De când ești împreună cu mine, te-ai sărutat cu altă fată? De dracu-i butonul! Ce zici? Că unde-i butonul? Deci stai! Stai că... El căuta butonul să obrase căștile! Să trișez la întrebarea asta, dar nu pot! Ok, pentru totdeauna, punem întrebarea! De când ești împreună cu mine, te-ai sărutat cu altă fată? Nu. Nu? Ba da! Deci da? Da! Da? Nu. Am păcălit până acum, nu. Păi hotărăște-te, da sau nu? Nu. Nu? Nu știu ce zici. Da sau nu? Nu! Bine. Acesta a fost vlogul, sperăm din suflet că v-a plăcut, că ați râs cu noi. Că ați râs cu și noi. Și de noi.
Poate facem și un TikTok pe schema asta. Da, dacă vreți să facem un TikTok, scrieți-ne în comentarii. În comentarii. Și nu uitați să accesați descrierea, pentru că o să puteți să intrați pe site-urile noastre bibioficial.com și antoniobigan.com, unde puteți să cumpărați cele mai fresh site-uri. Și nu uitați... Puteți să cumpărați site-urile dacă vreți, că costă foarte puțin site-ul, adică e o nimica toată. Ne scrieți un check. Ce-am zis? Tații voștri sunt milionari, nu? Mă glumesc, nu costă chiar atât de mult. Ce-am zis? Că puteți să cumpărați cele mai tari site-uri? A fost... Eu țin foarte mult la iubita mea, i-am făcut evacuare. Că râde cu rateu, că râde... Stai, dacă vreți o pumbă sport, știți ce vă face? Ce vă face? Deci omul iubit prea amuzant. Vă dați seama că... Eu am iubită prea specială, că nu se supără la glumele bune sau nebune pe care le fac. Deci vă dați seama cât râd eu în fiecare zi cu el. Deci nu uitați... Nu uitați să ne cumpărați site-urile o dată, iar doi, să dați subscribe la canalul meu. Dar bine, puteți să-l și cumpărați, n-am nicio treabă. Adică puteți să cumpărați ce vreți voi și canapea asta pe care sunteți. Nu e problemă. Cumpărați cele mai frumoase haine de pe site-urile noastre. Iar pentru că iubita mea frumoasă și specială, în ultimul meu clip în care eu i-am făcut prank și i-am spus că Hani a dispărut și a început să plângă, iar ea mi-a făcut un prank în care mi-a încheiat vlogul, o să fac și un prank de data asta. Așa că v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Pa!